Vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Tocmai am lansat una din lansete în apă, am nădit, vroiam să lansez și a doua lansetă, dar m-am gândit că poate unii dintre voi ați vrea să știți cum pescuiesc și cu ce montură pescuiesc eu. Nu este niciun secret, este o montură simplă, o montură semifixă, o mai ajustez când sunt probleme, cum ar fi curent de apă foarte puternic, pun un plumb mai greu, un înaintaș mai lung. În rest, pescuiesc normal, cât mai simplu, pentru că pentru mine timpul este foarte important. Așa că eu deja am trecut firul prin inelele lansetei. Am să vă arăt montura. În primul rând, acasă, înainte de a veni la pescuit, îmi leg un înaintaș de fir textil pentru a nu strica firul principal la lansări. Pentru că, după cum știți, la pește se lansează de multe ori în apă, mai ales pe apă curgătoare, când vine murdară, trebuie să la un sfert de oră scoasă, curățată, pentru că dacă nu, stăm cu ea degeaba. Se adună mizerie pe fir și o mută de pe locul ei. Așa că eu am legat de firul principal, acesta este firul principal, un 2 metri de fir textil. De ce un 2 metri? Când apa este murdară, problema cea mai mare este cu mizeria care se pune pe fir. Nu știu dacă v-ați uitat la videoclipurile anterioare. Într-un videoclip m-am chinuit foarte tare să scot un pește din cauza că aveam 6 metri de fir textil ca înaintaș. Așa că pun 2 metri. Lanseta are 30-90. Reușesc să împing mizeria până în acei 2 metri și așa reușesc să recuperez firul pe mulinetă pentru a scoate peștele din apă. Bun. Să-i dăm drum. Am firul textil, înaintașul. Am pus un opritor cât mai finuț, pentru că pe lanseta feeder ultimul inel este foarte micuț și trebuie neapărat să treacă prin el. Așa că un opritor. Continui cu o biluță. Este o biluță de plastic. Mulți spun că nu sunt bune, că strică firul, dar pe fir textil nu mă deranjează. Nu contează ce culoare pun. Eu le-am cumpărat la pachet, 50 într-un pachetel, multicolor. Peștele nu vine să vadă biluța asta, așa că nu are importanță. Continui cu
un anti-tangle. Ia uitați. Micuț. Cum l-am confecționat, m-am săturat să tot dau bani pe această chestie. Este scumpă. Sunt la pachet de două bucăți scumpe. Eu îmi cumpăr acadele, le mănânc și fac așa ceva din ele. Într-un episod viitor am să vă arăt cum confecționez eu așa ceva. Este simplu, chiar dacă este micuță, nu o să aveți probleme, nu o să se încurce niciodată. Niciodată nu o să se încurce montura. De când pescuiesc, niciodată nu s-a încurcat. Cu o singură excepție. Când lansați firul în clips, pentru a se întinde înaintașul, montura, dacă nu se întinde, normal că se încurcă. Asta este singura opțiune. Se introduce cu partea lungă spre cârlig, deci partea scurtă spre firul principal. Continuăm cu o încă biluță. Ia uitați. V-am spus, nu are importanță culoarea. Peștele nu o studiază. Am două biluțe, un anti-tangle, un opritor. Continui cu o agrafă rapidă de tipul acesta. Voi puteți folosi agrafă normală, cum vreți. Eu folosesc așa ceva pentru că pot schimba foarte repede montura, înaintașul. Aici unde pescuiesc eu sunt pietroaie pe fundul apei, stânci, și cârligul se bontește, adică se strică, se distruge vârful acela sensibil. Și nu are rost să pescuiești cu așa ceva, pentru că în cazul că ai o trăsătură, ai ratat peștele, nu înțeapă. Atunci eu îl verific de fiecare dată înainte de a-l arunca în apă și dacă prezintă uzură, l-am aruncat. Fac un nod simplu, introduc firul trexil o dată, de două ori, prin aceeași ochi. Întind, țin degetul aici și învârt de 3 ori. Este de ajuns de 3 ori. Cu siguranță acest nod nu se va disface, nu se va rupe. Umezesc, trag bine. Acest nod este făcut special de ce trage peștele, de ce se strânge. Așa că strâng bine, tai surplusul cât mai lung. Uitați, l-am lăsat destul de lung, se vede. Bun. În acest moment trag opritorul pe timpul verii,
îl las la o distanță de 4 degete. Pe timpul verii îl las la o distanță de 2 degete. Se vede? 2 degete. Pe timpul primăverii, toamna târziu, când peștele este mai apatic, pun o distanță de 4 degete, pentru că el, când încearcă să tragă de montură, o simte și o scuipă repede. Dar vara pune gura pe ea și a plecat. 2 degete sunt de ajuns pentru a face auto-nțeparea. Până aici totul bine. Voi folosi pentru al doilea vad un plumb de 50 de grame. Pe primul vad am folosit unul de 75, pentru că curentul apei este mult mai mare decât aici în mal, lângă plop, unde se formează o doliște și apa este mult mai lină, așa că folosesc unul de 50. Când apa este în nivelul ei și nu are curent puternic de apă, folosesc plumbi de 25, 30, maxim 40 de grame. Am această agrafă pe anti-tangle, o deschid, bag plumbul, o închid la loc. Și asta este montura semifixă cu care pescuiesc eu. Ca înaintaș, folosesc o strună normală. Acum este ceva mai lungă, de 60-70 de centimetri, pentru că am curent de apă. Un fir de păr normal, cum se pescuiește normal. O boabă de porumb artificial și o boabă de tiger nuts. Fir de păr, nod fără nod, nimic ieșit din comun. Un con pe capăt, introduc bucla în agrafa rapidă, trag. A intrat. Trag conul pe agrafă. Și am ajuns la finalul demonstrației. Uitați. Aceasta este montura cu care pescuiesc eu. Simplu, rapid și, zic eu, eficient. Pentru că peștii pe care îi prind sunt niște pești foarte frumoși, mari și de calitate. Cam asta a fost. Eu continui să îmi nădesc al doilea vad.
voi monta pe același sistem de pescuit năritorul în locul plumbului. După care îl dau jos, pun plumbul la locul lui, înaintașul și la pescuit. Ne revedem cu prima captură, sper.